Lăudați să fie Iisus Hristos! Preasfințite Părinte Claudiu, Părinte Vicar Judecătoresc, Părinți Protopopi, Părinte Rector, dragi confrați preoți și diaconi, dragi persoane consacrate și seminariști, iubiți credincioși, astăzi mă aflu înaintea dumneavoastră cu o inimă plină de recunoștință față de iubirea Tatălui Ceresc, care m-a condus pas cu pas până la acest moment binecuvântat. Cuvintele lui Iisus din Ioan 15, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, m-au călăuzit pe tot parcursul formării mele, amintindu-mi mereu că această chemare nu vine din meritul meu, ci din darul său nesfârșit. De multe ori m-am simțit nevrednic pentru această vocație și descurajat, dar am găsit întotdeauna alinare în promisiunea lui Dumnezeu din 2 Corinteni 12. Îți este suficient harul meu, căci puterea mea se împlinește în slăbiciune. Primele semințe ale credinței mele au fost plantate în copilărie de către doamna Maria Cadar, o fostă călugăriță CMD la Blaj, până la 1948, sora Bonifacia, și care locuia în apartamentul de lângă noi, unde cu obloanele închise și la lumina lumânărilor se celebrau parastase și sfânta liturghie de către părintele Trufaș și părintele Pandrea în timpul persecuției greco-catolice. Dar anii au trecut, iar în 1999 ne-am mutat în Statele Unite împreună cu soția mea. Am rămas acolo pentru vreo 20 de ani. Dacă la început munca noastră a fost pentru supraviețuire, în timp s-a transformat într-o muncă de îmbogățire. Și cu durere în suflet trebuie să mărturisesc că am petrecut o perioadă lungă din viața mea departe de sacramente, departe de iubirea și mângâierea lui Hristos, rătăcit în spiritul lumii și orbit de promisiunea celui rău. Asemenea fiului risipitor, m-am îndepărtat de casa Tatălui Ceresc, dar așa cum în parabola fiului risipitor, Tatăl își așteaptă fiul cu brațele deschise, tot așa și eu am simțit în inimă chemarea să mă întorc acasă. Însă nu am venit singur. Cred cu tărie că rugăciunile lui Tanti Cadar, cum îi spuneam eu, și ale părinților mei au mijlocit pentru mine în tot acest timp de rătăcire. Datorită lor, Dumnezeu m-a încredințat mai întâi comunității catolice din Ashland, Oregon, Statele Unite, unde s-a cultivat și s-a format maturizarea mea spirituală, dorință de servire și nevoia de frăție. Bineînțeles, împreună cu dragostea pentru adorație și rugăciune, dragoste care a rămas de atunci în sufletul meu, iar mai apoi a continuat în seminarul eparhial Sfântul Ioan Evanghelistul, până iată în această clipă binecuvântată de Dumnezeu. Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu și nicio inimă nu este atât de pierdută încât rugăciunea să nu poată mijloci pentru ea. Și de aceea astăzi mă rog ca și eu să pot deveni o asemenea persoană pentru cei rătăciți, aducându-i înapoi la dragostea Tatălui, așa cum am făcut și eu, am fost și eu adus în casa Lui. Evanghelia de astăzi de la Luca, prin pericopa Martei și a Mariei, ne amintește că în viața bisericii este nevoie atât de slujire cât și de contemplare. Într-o lume agitată și confuză, cum este aceasta în care trăim, chemarea preotului este de a aduce pace și de a fi un adorator al lui Hristos în același timp. Asemenea Mariei, care a ales partea cea bună, doresc și eu să slujesc cu umilință și cu privirea mereu îndreptată spre Hristos. De aceea, consacru preoția mea sub ocrotirea Preasfintei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif. Mă rog pentru mijlocirea lor ca să fiu un preot după inima lui Hristos, slujind bisericii lui în ascultare, iubire și adevăr. Doresc să-i mulțumesc din inimă Preasfințitului Claudiu pentru încrederea deosebită și sprijinul generos.
Mulțumesc părintelui rector Marius Furtună pentru încredere și ajutor. Mulțumesc formatorilor seminarului, îndrumătorilor spirituali și profesorii Facultății de Teologie Greco-Catolică care mi-au luminat drumul vocațional. Mulțumesc părintelui protopop Mircea Marțian și comunității din parohia Andrei Mureșanu pentru că m-au primit cu căldură și m-au susținut pe perioada diaconatului. Le mulțumesc din suflet colegilor și prietenilor mei pentru sprijinul constant și neobosit pe care mi l-au oferit. Mulțumesc lui Tanti Cadar, care s-a rugat neîncetat pentru mine, ca acest moment să fie posibil. Mulțumesc părinților mei că mi-au oferit tot ce au avut mai bun, cu iubire și sacrificiu. Îi mulțumesc din inimă soției mele, Antonella, care de 24 de ani îmi este un sprijin neobosit, de încurajare, iubire și prietenie. Fără ea nu aș fi omul de astăzi. Mulțumesc băieților noștri, Marco și Kevin, care au adus bucurie și împlinire familiei noastre. Mulțumesc profund comunității catolice din Ashland, Oregon, Statele Unite, prezența aici prin Jim, Leti și părintele Maro. Pentru că m-au sprijinit în mijlocul lor cu căldură părintească, oferindu-mi iubire, înțelegere și suport și formare spirituală. Mulțumesc surorilor CMD, surorilor baziliene și fraților iezuiți pentru rugăciunile lor, pentru încurajor și pentru îndrumare spirituală. Vă mulțumesc dumneavoastră celor care astăzi sunteți alături de mine, că faceți parte din această călătorie și vă rog să continuați să vă rugați pentru mine așa cum și eu mă voi ruga pentru voi. Fie ca Preasfânta Fecioară Maria să mijlocească pentru noi toți și să ne călăuzească mereu pe calea iubirii și a slujirii adevărate. Amin.